Gheorghe Avram a fost condamnat aseară aproape de miezul nopții. Judecătorul Gheorghe Constantinescu a luat în calcul pedepsa de 20 de ani de închisoare propusă de procurori, însă a adăugat și un spor de 2 ani pentru că autorul a mai comis și alte fapte până în prezent. Instanța Tribunalului Gorj s-a pronunțat ieri 13 decembrie în cazul Avram, trimis în judecată pentru infracțiunea de omor, în sensul că a condamnat inculpatul în baza lui art. 184 raportat la 185 litera H și la pedepsa de 20 de ani închisoare. A constatat concurentă fapta respectivă cu alte infracțiuni pentru care inculpatul fusese condamnat și prin urmare a aplicat un spor de pedeapsă la cei 20 de ani, urmând să execute 22 de ani pedeapsă rezultantă. Decizia este contestată de avocatul lui Gheorghe Avram, care spune că va ataca hotărârea cu apel. Sentința care s-a aplicat clientului este foarte aspră. I s-a dat maximul de pedeapsă la care s-a adăugat un spor de 2 ani. Noi opinăm și considerăm în continuare că nu el este autorul infracțiunii de omor pentru care a fost trimis în judecată. Sentința a fost apreciată de procurorii din capitală, care au întocmit rechizitoriul în baza căruia adevăratul criminal a fost trimis în judecată. Este o sentință care dovedește că probele reținute de noi și faptul că el este suspectul, autorul acelui omor, au fost confirmate de către judecătorul care a pronunțat o condamnare la închisoare în cauză. A fost într-adevăr o decizie foarte grea și, din câte știu eu, este un caz unic în România, adică un caz în care a fost reținut faptul că s-a întrerupt cursul prescripției extintive și că poate fi pronunțată o sentință de condamnare. Fostul procuror Ion Diaconescu, numit de presă groparul lui Marcel Țundrea, după ce a întocmit rechizitoriul prin care bărbatul nevinovat figura ca autor al crimei, a avut o reacție neașteptată. N-am nicio părere eu. Eu sunt neutru. N-am nicio părere. Da, credeți că el e adevăratul autor? Nu știu ce să spun. Nu știu. N-am spus și nu spun nimic pentru că sunt probleme care sunt de competență altora, nu a mea. Marcel Țundrea a fost condamnat în 1992 la 25 de ani de închisoare pentru uciderea și violarea unei minore de 13 ani din localitatea Pojogeni. Gorjeanul a fost eliberat în 2004 după ce un test ADN a stabilit că este nevinovat. Bărbatul a murit 3 ani mai târziu din cauza unor probleme de sănătate.